Salutare, prieteni! Bun venit la o nouă ediție Alege Corect. Azi ne concentrăm pe un subiect fundamental în viața noastră spirituală, și anume încrederea în Dumnezeu. Indiferent de credința noastră, indiferent de modul în care ne dezvoltăm latura spirituală, de tradiția religioasă în care ne încadrăm, încrederea în Dumnezeu este o valoare fundamentală. Este o valoare care ne poate aduce în viața noastră o mare putere interioară. Cum putem cultiva până la urmă această încredere în Dumnezeu? Ce putem să facem în ceea ce înseamnă alegerile pe care le putem lua, astfel încât acestea să reflecte această valoare? În ocazia aceasta, în ediția de față, vom explora aceste întrebări, vom descoperi ce înseamnă să ai încredere în Dumnezeu, vom vedea de ce este importantă aceasta în viața noastră, mai ales în viața sau în mijlocul provocărilor cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi, tentații, greutăți și așa mai departe. Indiferent de nivelul tău actual de încredere sau de întrebările pe care evident le ai, te încurajez în ocazia de față să rămâi deschis, să analizezi răspunsurile pe care le vom primi și să analizezi tot ceea ce se va discuta în ocazia de față, pentru că împreună vom explora cum să ne întărim încrederea în Dumnezeu și cum să facem alegeri care să reflecte această valoare în mod autentic și semnificativ. Am o deosebită bucurie, ca de fiecare dată când este prezent în discuția noastră, să-i spun bun venit colegului și prietenului meu, pastorul Andrei Dinsă. Andrei, bun venit, bun revenit la Alege Corect. Mulțumesc, Cosmin, de invitație, și pentru mine e o mare plăcere și bucurie să fim împreună și să discutăm o temă foarte importantă pentru viața oamenilor din punct de vedere spiritual. Așa este. Michelle Rosenberg, o autoare, spunea în felul următor: dacă ne încredem în Dumnezeu, pacea ne este asigurată. Foarte interesantă afirmația autoarei. Fac un apel la cei care vă uitați acum la noi, indiferent dacă vă uitați acum în premieră sau dacă vă uitați după o perioadă de timp la această emisiune, vreau să vă spuneți punctul de vedere în comentarii. Ce părere aveți? Cât de important este încrederea în Dumnezeu? Ați avut experiențe în ceea ce înseamnă încrederea în Dumnezeu? Ați trăit, ați gustat această valoare, această virtute? L-ați văzut pe Dumnezeu în viața dumneavoastră? Aveți încredere în Dumnezeu? Cum vă conturează lucrul acesta viața dumneavoastră? Andrei, vreau să începem, pentru că emisiunea de astăzi este una complexă și vreau să abordăm câteva lucruri. Prima întrebare: cum putem să definim încrederea în Dumnezeu și de ce este importantă ea în viața noastră? E interesant. Vorbim despre încredere, nu despre credință. Și aș vrea să delimitez puțin acum la început încrederea de credință. Noi suntem o țară unde aproximativ 90% sunt oameni care cred, care au declarat: eu cred în Dumnezeu. În mod oficial, da. Exact. Dar să nu confundăm această credință cu încredere. Sunt asemănătoare, sunt surori, dar încrederea este un nivel superior, este un punct mai adânc, mai profund a ceea ce înseamnă cu adevărat relația cu Dumnezeu. Și acum am să explic puțin ce înseamnă încrederea și am să folosesc o imagine. Sunt bolnav și am nevoie de un medicament să mă fac bine. Eu cred că acel medicament mă poate face bine și întrebarea la care trebuie să răspundem următoarea: dacă eu cred că acel medicament mă face bine, mi este de ajuns? Bineînțeles că nu mi este de ajuns. Pentru că acel medicament să aibă efect în viața mea, să poată să trateze problema de care sufăr, trebuie să fac un alt aspect, și anume să mă încred în acel medicament că poate să-mi rezolve problema. În momentul în care mă încred, adică depășesc sfera credinței, mă încred, înseamnă că îl și asimilez. Așa este și cu Dumnezeu. Cred că există Dumnezeu. Am credință că El este acolo, dar nu mi este de ajuns pentru viața și relația mea cu El, viața spirituală.
este doar un prim pas. Și când vorbim de încredere, vorbim de acel moment, aveam noi un joc când eram mai mici, când trebuia să stăm cu spatele și era cineva în spatele nostru și noi trebuia să ne lăsăm pe spate. Iar cel care era în spatele nostru trebuia să ne prindă. E, ca să te lași pe spate, trebuia nu doar să crezi că este prietenul tău în spate, ci trebuia să te și încrezi în el, că te va prinde. Și începeai să te arunci sau să te lași pe spate în momentul în care aveai încredere deplină în cel din spatele tău. Așa definesc eu încrederea. Momentul în care te lași cu totul pe spate, fără să vezi. Asta este încrederea. Fără să vezi. Când Toma îl pipăie pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos îi spune: ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Adică cei care s-au încrezut fără să vadă. Încrederea este momentul în care mergi cu ochii închiși și ești sigur că Dumnezeu va avea grijă de pașii tăi. În contextul acesta văd eu definirea încrederii în Dumnezeu. Când ești cu totul loial, cu totul clar în perspectiva lăsării în voia lui Dumnezeu. De fapt, acum, în timp ce defineai foarte frumos încrederea în Dumnezeu, mi-aduceam aminte de epistola pe care o găsim în Sfânta Scriptură, și anume epistola Evrei, pe care Apostolul Pavel o scrie evreilor. Și în versetul 11, chiar în capitolul 11, chiar primul verset, spune acolo că această credință este o încredere în lucrurile care nu se văd. Și foarte frumos ai adus tu în atenție lucrul acesta. Adică încrederea e o chestiune, te încrezi și nu, în ceva care în mod special nu-l vezi. Dar, evident, atunci când vorbim de Dumnezeu, pe Dumnezeu îl vedem. Poate, nu neapărat fizic, da, dar îl vedem în modurile în care el se descoperă. Dar asta, evident, poate cu o altă ocazie. Acum, rămânem pe lungimea aceasta de undă. Care sunt principalele obstacole sau care sunt principalele îndoieli pe care le întâmpinăm atunci când vrem să ne cultivăm această încredere în Dumnezeu? Da? Spre exemplu, eu vreau să am încredere în Dumnezeu, vreau să fiu un om de felul acesta, să fiu un om spiritual, un om care are încredere în Dumnezeu. Dar, în general, de ce obstacole mă lovesc în crearea sau în cultivarea acestei virtuți? De multe ori ne dăm seama că, sau credem că, încrederea în Dumnezeu ne va păzi de orice rău. Da. Și atunci când apar experiențele negative în viața noastră, suferința, necazurile, considerăm că Dumnezeu nu ne răspunde și începe credința noastră să se clatine, încrederea noastră să se clatine. De aceea cei mai mulți, atunci când dau de greu, atunci când se află în momente dificile, pot să-și piardă credința și încrederea. Totodată mai sunt momente în care apar anumite presiuni. Presiuni din partea familiei. Hai mă, doar nu crezi acum în Dumnezeu. Da. Doar oamenii slabi poate cred în Dumnezeu. Oamenii care nu stăpâni pe ei înșiși cred în Dumnezeu. Bătrânii. Mai e presiunea culturii, da? Elevii, studenții la școală. Astăzi nu e un subiect atât de interesant să vorbești despre Dumnezeu și că te încrezi în El. Și mulți ar putea să te privească un pic sceptic, cu prejudecăți, și să te vadă un pic înapoiat. Și atunci presiunea asta a societății, a culturii, să te facă să îți pierzi încrederea în Dumnezeu. Am întâlnit oameni care și-au pierdut încrederea în Dumnezeu în urma unor întrebări. Întrebări care vin din Scriptură. Și cam aici pornesc majoritatea problemelor de încredere. În grădina Edenului, să nu uităm, diavolul a semănat neîncrederea printr-o întrebare. Oare? Astăzi, mulți oameni sau unii oameni își pierd această virtute când își pun niște întrebări atunci când se află pe un teritoriu minat, de neînțeles, unde sunt întrebări în Scriptură
unde Scriptura e foarte clară și ne spune astea nu ne sunt descoperite sau nu le putem înțelege. Mintea noastră este destul de limitată. Și atunci când mintea noastră este limitată, atunci când în momentul în care nu înțelegem anumite aspecte, atunci intervine încrederea în Dumnezeu. Doamne, eu nu înțeleg, cum am spus, nu înțeleg de ce e suferință, nu înțeleg de ce se întâmplă anumite lucruri negative în viața mea, de ce se întâmplă lucrurile acestea, oricum eu mă încred în tine. Adică toate aceste aspecte pot să ne și întărească încrederea, dar la fel de bine ne pot și slăbi încrederea. Iar un alt aspect care poate să ne slăbească încrederea în Dumnezeu este lipsa răspunsurilor la rugăciune. Uh-huh. Ne rugăm. Scriptura spune felul următor în Evanghelie. Dacă veți cere ceva cu credință, vă voi da. Și poate ne rugăm cu credință și nu ne răspunde Dumnezeu în momentul în care am vrea noi. Trebuie să înțelegem că de multe ori noi nu știm să ne rugăm. Și ăsta este un alt aspect. Dar doar subliniez un lucru. Și anume, când ne rugăm cu credință, trebuie să înțelegem că nu este de ajuns doar credință, trebuie să fie și după voia lui Dumnezeu. Uh-huh. Dacă vom înțelege aspectul acesta că rugăciune e prin credință, după voia lui Dumnezeu, atunci voi avea și un răspuns pentru problema mea. Momentul în care mă rog și nu înțeleg voia lui Dumnezeu sau nu las voia lui Dumnezeu să vină în viața mea, atunci încrederea mea va slăbi. Și adunând toate aceste lucruri în viața omului, relația slabă cu Dumnezeu, uitându-te mai mereu în jurul tău ce spun oamenii, încrederea ne este zdruncinată puternic. Și odată ce încrederea ne este zdruncinată, atunci când vor veni probleme în viața noastră, crize în viața noastră, va fi foarte greu să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu și să ne lăsăm pe spate, așa cum defineam mai înainte, să ne lăsăm fără să vedem pe spate pentru ca Dumnezeu să ne prindă. Vom încerca să rezolvăm noi problemele și știm foarte bine. Încearcă omul să rezolve problemele, de cele mai multe ori nu ne iese. Sau ne afundăm mai tare în probleme. Tocmai de aceea, toate lucrurile acestea, experiențele personale, lipsa de răspuns la rugăciuni, presiunea din jurul nostru, întrebările teologice fără răspuns, pot să acumuleze în viața noastră o îndoială, iar îndoiala vine și e acel parazit care poate să distrugă încrederea noastră în Dumnezeu. Așa este, sunt multe, într-adevăr, multe obstacole care apar. Mă mai gândeam la unul dintre ele și anume persoanele. S-ar putea să întâlnim persoane în viața noastră care ne trag de pe calea aceasta a credinței sau din cauza unor persoane eu să nu mai doresc să îmi dezvolt încrederea în Dumnezeu. Ce ne învață Biblia despre încrederea în Dumnezeu? Ce ne spune Biblia despre lucrul acesta? Scriptura este plină de făgăduințe, sunt sute de făgăduințe pe care ni le oferă și spune dacă vei asculta de mine, dacă vei păzi ceea ce ți-am spus, vei avea multe binecuvântări și vei fi pe calea cea bună. Doar Psalmul 143:13 spune, Domnul este credincios în toate cuvintele lui și bun în toate faptele lui. Psalmistul spune lucrul acesta și vrea să ne spună foarte clar, chiar dacă nu înțelegem anumite aspecte, la un moment dat, noi trebuie să ne aducem aminte tot timpul că Domnul este bun, este credincios și își va ține promisiunile și la un moment dat vom înțelege. În Proverbe 3:5 spune să avem încredere în Domnul din toată inima noastră și să nu ne bizuim pe priceperea noastră. Este un sfat pe care îl dă Solomon. Și știm cine a fost Solomon. Un om care a depășit nivelul normal al priceperii și care a ajuns la următoarea concluzie. Nici o pricepere și înțelegere omenească nu poate să se asemene cu priceperea lui Dumnezeu. Și atunci, dacă el sfătuiește foarte clar să nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră, atunci
l-aș crede și ar fi un sfat de luat în seamă. Totodată, în Iacov 2 cu 17, mai găsim un text biblic, la fel și credința, dacă nu este însoțită de fapte, este moartă în sine. Ceea ce spuneam la început, credința e așa, nivelul de declarație, da, Doamne, cred. Însă când e însoțită de fapte, aia se numește încredere. E ca o fântână. O fântână fără apă e o simplă groapă. Așa Însă este. o fântână cu apă este acel lucru de care se poate folosi sau putem spune în adevăratul sens al cuvântului că este fântână. Credința este completă atunci când este însoțită de fapte, de încredințare. Și sunt încredințat, da, în momentul acela că tot ceea ce voi face urmează firul corect, spiritual, din punct de vedere a ceea ce ne dă Dumnezeu. Toată Scriptura nu ne oferă doar niște texte biblice, ci ne oferă și niște exemple biblice. Și cred eu că unul dintre exemplele clare ale Scripturii, sunt multe, este Iosif. Iosif a trecut prin atât de multe probleme și a început din familie cu frații săi. Chiar în situația aceea, el tot și-a pus încrederea în Dumnezeu. A fost prizonier. El și-a pus încrederea în Dumnezeu. A fost rob și-a pus încrederea în Dumnezeu. Și știți ce e cel mai frumos? Poate că e ușor să spui încrederea în Dumnezeu atunci când te afli în suferință, când nu ai nimic de pierdut, așa e? Dar cum ar fi să spui încrederea în Dumnezeu când ești al doilea om în stat și când ai toate la picioare? Atunci îți mai vine să spui încrederea în Dumnezeu, parcă nu mai e atât de tentant să spui încrederea în Dumnezeu. Ei, Iosif a ajuns în cele din urmă, în viața sa, să fie mâna dreaptă a conducerii Egiptului, a unui imperiu. Și chiar și în momentul acela, Iosif și-a rămas cu încrederea în Dumnezeu. Este un exemplu foarte clar și sunt multe exemple în Scriptură care ne arată cât de important este să ne încredem în Dumnezeu, indiferent de vremuri, indiferent de situații, indiferent cine este pe urmele noastre. Place și exemplul lui David, când era urmărit de Saul, el și-a pus încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu a avut grijă de David în orice circunstanță. Aceste exemple, aceste texte biblice aduc pentru fiecare dintre noi și trebuie să aducă pentru fiecare dintre noi o liniște și o asigurare că atâta timp cât ne vom pune încrederea în El, Dumnezeu este credincios și bun să aibă grijă de copiii săi. Da, frumoase expuneri, frumoase întâmplări. Care sunt, Andrei, semnele sau roadele unei încrederi autentice în Dumnezeu? Și cum ne ajută acestea să luăm cele mai bune decizii în viața noastră? Atunci când noi ne încredem în Dumnezeu, cred că cel mai important lucru care se petrece în viața noastră e următorul, și anume iubirea și mila față de semenii noștri. Dumnezeu asta cere de la noi, dragoste, compasiune față de cei din jurul nostru. Atunci când noi ne punem încrederea în Dumnezeu, ajungem în situația în care să împărtășim dragostea lui Dumnezeu. Atunci când ne încredem în Dumnezeu, mai apare un lucru esențial care lumea asta nu-l mai oferă, și anume pacea. Oriunde te uiți, vezi nesiguranță, vezi amenințare, vezi lucruri care încearcă să ne înspăimânte și să ne liniștească. E, în situația aceasta, încrederea în Dumnezeu ne aduce adevărată pace. Mi-aduc aminte, eram copil, și atunci când mergeam singur, eram așa puțin în nesiguranță, dar când eram cu mama sau cu tata, eram atât de liniștit, pentru că toată încrederea era în ei. Aveam așa o pace că nimic nu mi se poate întâmpla. Pot să merg pe orice străduță, pot să intru în orice loc, atâta timp cât eu sunt cu părinții mei, nu mi se poate întâmpla nimic. Când eram singur, mereu eram atent.
nu mă urmărește cineva, nu vrea cineva să îmi ia banii, nu vrea cineva să îmi facă rău. E, când eram cu ai mei, aveam o pace și o liniște. Asta aduce crederea în Dumnezeu. Aduce în viața noastră acea pace lăuntrică. Vorbeam cu persoane în contextul situațiilor de conflict care ne confruntăm în momentele acestea și lumea care se confruntă. Și spuneau oamenii, noi nu avem nicio teamă și nicio neliniște. Și am spus, de ce? Mă întreba, de ce? Și mi-a spus foarte clar, atâta timp cât îl avem pe Dumnezeu, avem pace, avem liniște. Și într-adevăr, cât îl avem pe Dumnezeu și suntem cu încrederea în El, vom avea pace. Iar două lucruri pe care aș vrea să le mai subliniez, pe lângă iubire, dragoste, pacea interioară, curajul, da? De a merge liniștit, aș sublinia și rugăciunea și studierea Scripturii, care sunt esențiale în cadrul încrederii. Încrederea noastră va crește în momentul în care vom cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Dar Dezvoltă puțin, cunoașterea lui dezvoltă, Dumnezeu. te rog, puțin ideea aceasta. Cum ne ajută rugăciunea și Biblia, studierea Bibliei? Exact. În momentul în care vrei să ai încredere într-o persoană, trebuie neapărat să vorbești cu ea. Trebuie să o cunoști. O cunoști studiind Scriptura, cum îl cunoștem pe Dumnezeu, că noi acum vorbim de Dumnezeu în principiu, putem cunoaște pe Dumnezeu prin studierea Scripturii și prin rugăciune. Dacă nu vom avea o viață de rugăciune, o viață devoțională de studiere și de rugăciune, atunci încrederea noastră va fi din ce în ce mai joasă. Cu cât am o relație mai bună cu Dumnezeu, mai profundă cu Dumnezeu, cu atâta aceasta mă va ajuta să-mi cresc credința. Și dau aici un exemplu biblic, ucenicii Domnului Iisus Hristos, Ioan. Ioan a fost mereu apropiat de Mântuitorul, a stat acolo la pieptul Mântuitorului, a fost mereu lângă el. L-a cunoscut într-un mod mai profund decât l-au cunoscut ceilalți ucenici. Și asta s-a văzut pe parcursul vieții și pe parcursul atitudinii lor față de Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să înțelegem că rugăciunea și citirea Scripturii sunt acele lucruri care sunt esențiale pentru o relație de lungă durată și serioasă cu Dumnezeu. Cum pot să am o relație cu cineva dacă nu discut cu ea, nu vorbesc, nu suntem în relații bune? Niciodată nu voi putea. Acea relație e sortită eșecului. Tocmai de aceea noi avem pretenția ca Dumnezeu să ne ajute, să aibă grijă de noi, dar fără să avem o relație cu El, ceea ce este imposibil. Dumnezeu cere de la noi lucrul acesta și atâta timp cât rugăciunea și studiul Scripturii vor fi parte integrantă a stilului nostru de viață, este modul nostru de a fi, de a trăi, atunci vom înțelege cu adevărat ce înseamnă credința și încrederea în Dumnezeu. Ai spus și tu la un moment dat că în fața încercărilor, s-ar putea ca încercările să te demotiveze să îți pui încrederea în Dumnezeu. Însă, Andrei, cum putem, în timpurile dificile, în timpurile de încercare, poate la nivel personal, atunci când trec prin greutățile vieții, cum pot să-mi întăresc credința în Dumnezeu în fața acestor provocări pe care le am? Deja am vorbit despre rugăciune și studiul Scripturii, ele sunt în continuare active și în partea aceasta, însă aș vrea să mai adaug ceva, cred eu, esențial. Cosmin, bisericile noastre sunt părăsite Așa este. și se golesc pe zi ce trece. Pentru că oamenii nu mai înțeleg importanța comuniunii și părtășiei și a comunității creștine. Biserica la început, apostolică, a fost atât de puternică și a avut un succes atât de răsunător și Duhul lui Dumnezeu a fost atât de bine reprezentat în viața primilor credincioși, pentru că ei puneau preț pe comunitate, puneau preț pe adunare, puneau preț pe întâlnirea lor. Chiar dacă erau persecutați, chiar dacă trebuiau să se ascundă, ei n-au evitat, aveau toate motivele să nu se adune. Astăzi avem libertate, avem condiții.
avem tot ceea ce ne trebuie pentru a ne întâlni și pentru a fi împreună. Vreau să spun un aspect. Aseară am avut ora de rugăciune și mi-am dat seama de un lucru. Frații și surorile când se întâlnesc, persoanele când se întâlnesc într-o comunitate, își împărtășesc experiențele lor. Prin împărtășirea experiențelor avem fiecare de învățat ceva, că e mai aproape de noi, e în aceeași lume în care trăim noi, sunt oarecum în același mediu. Și au fost momente în care m-am simțit descurajat sau m-am simțit un pic trist. Comuniunea aceasta într-o adunare, într-o comunitate creștină, ne ajută foarte mult, pentru că în momentul acela vin încurajările, vin persoane care să ne susțină, care să ne fie aproape, care să se roage cu noi, care să ne spună un cuvânt de încurajare. Și asta contează foarte mult pentru ca să rămânem curați și sănătoși din punct de vedere al încrederii. Totodată, pe lângă participarea la o comunitate creștină, la biserică, de a fi împreună într-un mediu curat, care să meargă toți în aceeași direcție spirituală, este experiența personală cu Dumnezeu. Atunci când ai o experiență personală cu Dumnezeu, te întărești. Duminică duceam niște pachete la niște persoane și în timp ce duceam aceste pachete cu alimente, când urc în mașină împreună cu tinerii de la biserică, nu mai pornea mașina. Mi-a dat o eroare în bord, ceva foarte grav, foarte costisitor. Am sunat la o mașină să mă tracteze și a venit cineva și a spus: eu cred că problema asta nu e atât de mare. Și noi, înainte să vină acea persoană, ne-am rugat cu tinerii ca Domnul să rezolve problema noastră cumva. Pentru că atunci când lucrezi pentru Dumnezeu, diavolul încearcă să pună bețe în roate, să încurce. Așa este. Și a venit, încolo a fost bateria. A dat un pic de curent, mașina a pornit fără nicio problemă și lucrurile s-au rezolvat foarte simplu. Am înțeles un aspect. Atunci când ne punem încrederea în Dumnezeu, orice obstacol ar veni în viața noastră, El ne va oferi și soluția să o depășim. Așadar, experiența personală cu Dumnezeu ne ajută să creștem în credința noastră. Și cu acest eveniment, poate mic sau poate nesemnificativ pentru unii, pentru mine și tinerii cu care eram în mașină, a fost un eveniment care ne-a ajutat să întărim și mai bine în credința în Dumnezeu. Foarte frumos, foarte frumos ai expus. Uite, ne apropiem de încheiere. Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ai spus. Ce zici? Care există vreo legătură și care ar fi aceasta între încrederea în Dumnezeu și dezvoltarea altor virtuți creștine? Mă gândesc acum la dragoste, răbdare, umilință și așa mai departe. Cum le putem dezvolta și care este această legătură? Am vorbit de faptul că încrederea înseamnă o relație strânsă cu Dumnezeu. Nu le pot separa. Asta este încrederea. O relație profundă cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte că eram în internat și dau din nou imagine ca să înțelegem și mai bine însemnătatea legăturii aceasta. Eram în internat și în internat eram mai mulți, din Ardeal, din Moldova, din Oltenia, la liceu, apoi la facultate la fel. Ce s-a întâmplat? După un timp am început să împrumutăm unii de la alții accentul, graiul, anumite cuvinte, anumite comportamente, anumite obiceiuri. Stând împreună unii cu alții, am început să luăm fără să ne dăm seama unii de la alții aceste lucruri. E, asta se întâmplă și cu încrederea în Dumnezeu și celelalte virtuți, celelalte valori. Când îți pui încrederea în Dumnezeu și ai o relație cu Dumnezeu, toate celelalte lucruri, dragostea, mila, împreună simțire, vin de la Dumnezeu, pentru că noi, stând cu Dumnezeu, vom împrumuta, vom asimila aceste valori importante în viața noastră, fără să ne dăm seama, știți? Noi poate uneori ne chinuim să fim miloși, să simțim împreună cu ceilalți, să iubim, poate ne chinuim.
dar asta este doar o mască. Lucrurile astea trebuie să vină din interiorul nostru ca fel de a fi, iar ele vin în momentul în care avem o relație cu Dumnezeu, când suntem zilnic cu Dumnezeu, nu când ești la nu știu câte luni sau odată la nu știu câte săptămâni, nu avem ce împrumuta atunci, nu avem ce copia, nu se implementează în viața noastră acele valori importante. Așadar, legătura între încrederea în Dumnezeu, dar relația cu Dumnezeu și celelalte virtuți, valori creștine, este strânsă și nu se poate să ni le dezvoltăm. Nu vom putea niciodată să ajungem la dezvoltarea sau asimilarea acestor virtuți dacă nu vom trăi cu Dumnezeu și nu, dacă nu vom avea pe Dumnezeu în viața noastră. Foarte interesant, așa este. Așa este și mulțumesc foarte mult de tot ceea ce ai spus. Acum știi ce mă gândeam în timp ce vorbeai de internat și de colegi și de... Tu, deși lucrezi în Moldova de vreo câțiva ani de zile, n-ai împrumutat graiul moldovenesc. Nu știu, poate ai împrumutat alte lucruri importante, interesante pentru tine. Nu trebuie neapărat să răspunzi, doar așa ca idee am făcut așa paranteză. Mulțumesc foarte mult de prezență, mulțumesc mult de discuție, de răspunsurile pe care ni le-ai oferit. Și așa este, să ne ajute Dumnezeu și să dorim noi să ne punem toată încrederea în El și să trăim prin încrederea în Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune, Andrei Dința. Cu drag, mulțumesc și eu. Dragi prieteni, rămâne până la urmă să alegem dacă vrem să ne punem încrederea în Dumnezeu sau nu. Dacă vi s-a părut interesantă toată această discuție și considerați că a fost benefică, vă rog să dați mai departe și celor dragi, dați pe rețelele sociale, dați share, dați un like dacă v-a plăcut emisiunea și distribuiți și comentați, spuneți punctul de vedere și distribuiți și celor dragi ai dumneavoastră. De asemenea, nu uitați că această emisiune poate să fie ascultată și în regim de podcast. Ne puteți găsi și pe Instagram și pe YouTube. Ne puteți găsi și pe pagina web proiectem.ro, acolo unde puteți găsi și arhivele emisiunilor noastre. Rămâne să alegem ce este mai bine pentru noi. Încrederea în Dumnezeu este importantă pentru fiecare om. Rămâne și pentru tine și pentru mine să alegem ce este mai bun. Până data viitoare, până la o nouă emisiune care ne vom întâlni aici la Proiectem, vă doresc toate cele bune și nu uita, indiferent ce faci, alege corect. La revedere!